Salut! Așa. Azi avem invitați pe ei. Prezintă-te, da, te rog. Mă numesc Iosif Paștina, am 20 de ani și sunt la UNATC, student la actorie, anul 2. Să știi că eu n-am știut niciodată dacă e Paștina sau Paștina. Paștina, sigur nu e, dar Paștina sau Paștina? Paștina. 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 Să știi, Paștina, da, cu... Trebuie să apar Paștina, dar nu mă cheamă Paștina. Paștina. Așa. Și eu sunt... Tu ce ai zis? Că eu student. Sunt Teodor Șoptelea. Sunt și eu student la UNATC. Sunt colegul lui. El e colegul meu. Azi avem acești doi studenți la actorii. O să încercăm să aflăm cât mai multe despre ei. Cât o să ne zic, că nu pot să vă zic. Așa. Bă, de ce ați ales actoria ca facultate? Să câștigă mulți bani. Da, știu, da. De ce ai ales actoria? Știu că încă de la 5 ani voiam oare cum să fac chestia asta, pentru că mă prosteam foarte des prin casă, imitam ceva, ce vedeam la televizor, desene animate, da, tot felul de personaje, imitam și actor și imitam pe fratele meu și ai mei se amuzau foarte mult. Păi da, vreau de la asta, mă rog, aveam și capul foarte rotund și probabil era mai comic. Dar, deci, oricum de la asta a pornit, de când eram micuț, voiam să mă fac actor. Da. Adică, pe parcurs m-am gândit că, măi, poate actoria nu-i de mine și prin clasa 1 până între 8, m-am gândit și la alte meserii, m-am gândit la croitor, olar. Aveai rotolarele pe seama. Nu, am văzut, am avut de aia așa. Eu n-am avut. Am zis că, mamă, ar fi tare să fac așa ceva. Dar n-am pus mâna niciodată pe lut sau ceva. Pur și simplu că, dar pe urmă, dintre a opta, mi-am zis, măi, dacă tot vreau să mă fac actor, hai să mă fac, nu știu. Între a opta? Atunci am decis, sigur, că vreau să mă fac. Băi, vreau să mă fac actor. Wow. Fie în România, fie în Londra, fie oriunde. Bă, nu știu, mi se pare... Mi se pare, dintre a opta, să-ți alegi direcția. Da. Mi se pare, cumva... M-au susținut și ai mei, m-au susținut tot timpul, erau sigur o să fie bine. Asta e mișto, că, nu ți-a zis, bă, Iosif... Și acum mai vrei să te faci actor? Bă, Iosif... Nu știu să te fac altceva. Bun, și la liceu, ce-a mai urmat? Adică, știi că ai fost într-o... Da, am fost și la liceu. Ziua. La liceu? bine, bă, să se... La liceu am fost într-o trupă de teatru. Da. Și aici mi-am dezvoltat și mai mult dorința și pasiunea pentru a face teatru, respectiv film. Trupa de teatru se numește Brainstorming. Cum? Brainstorming. Nu înțeles. Nu-i de râs. Da. Și cu trupa asta mergeam în tot felul de festivaluri. O să ne spui și tu, Teodor, ce-ai făcut cu trupa ta. Da, am făcut și eu. Ia, hai să bagă tu. Trecem la... Deci eu reiau întrebarea de la început. Da, reiau întrebarea și mai pui mie. Da. Da, eu până în clasa 7 aveam să mă fac fotbalist. Am făcut 6 ani de fotbal la Botoșani, forță, așa. Și în clasa 7 mi-a zis o prietenă, băi, hai la preselecție la trupa de teatru a liceului. Eu am fost pe ai mei... Mergeam la teatru frecvent și așa, dar nu aveam o pasiune, nici cu filmul, aveam nicio fotbal, nu, eu cu Ronaldo. Așa. Și am avut de ales, țin minte că am avut de ales în weekendul ăla, era o excursie cu clasa sau preselecțiile. Și aveam eu un prieten atunci în clasă care a zis, bă, hai în excursie, te duci tu la ăștia. Lasă-mi pace cu... Și m-am gândit puțin și până m-am zis, bă, excursie o să mai fie, hai să mă duc la preselecție. Bine, și preselecția ar mai fi. Mă ce zic gândit. Așa. Și m-am dus
habar n-aveam ce... Adică știam că trebuie să merg cu o poezie, cu un banc și să... Na, cunosc oamenii de pe acolo. Au venit vreo 80 de oameni la preselecție în anul ăla. Și m-am trezit cu mesaj, cu felicitări, am intrat în trupă. De atunci... Da, am tot așa, am fost cu Iosif, mă știu din liceu, deci vine să mă uit așa, ca să nu uiți acolo da. Deci îl știu pe Iosif din liceu când am văzut prin festivaluri și așa, în trupa în care am fost eu se cheamă Drama Club, din Botoșani, eu sunt din Botoșani, el e din București. El a făcut Coșbuc, i-am făcut Laurian, spune ochi, nu știu să spun. Băi, am avut de mulți. Așa. Avem povești foarte asemănătoare, pentru că la fel și la mine la... Da, și eu am povestea sănătoare cu voi, numai că eu n-am intrat la actorie. Semănă foarte bine. Nu, dar fel legat de audiție și tot așa a pornit, am zis, bă, hai să mă duc, așa. Știam, m-a dat să dau la Brain, că știam că era Carol în trupă, un prieten de familie, Carol Ionescu, mare actor. Mare om, mare om, care un mare prieten, un mare spirit de observație. Mă, trebuie să tăiem asta. Nu o să taie cu nu știu dacă e bun ăla. Da. Da. Așa și m-am decis, că nu știu cum m-am decis cu Laura Trebuie. Și m-am decis prin clasa 10, m-am venit pe un gând serios, serios. Adică până atunci ziceam, mamă, da, poate, nu știu. Și prin clasa 10 am zis, bă, chiar pe bune aș putea să încerc să fac asta. Mm-hmm. Și, na, fiind conștient de toate riscurile, că e greu, că se câștigă greu bani, mă rog, asta e dus și întors. Am încercat să pun toate relele astea în față și să caut altceva. Și m-am gândit, băi, ce aș putea să fac? Ce-mi place mie? Și mi-am dat seama că nu mă văd făcând altceva. Păi, uite, legat de asta, mai aveți alte hobby-uri? Poate, nu știu, am avut, face... am avut. O dar de când facultate, nu prea mai ai timp. Just. Eu m-am mai jucat cu fotografia, mai scriu, dar sunt niște chestii pe care le fac pentru mine. Am avut premii pentru poezii. Da. Nu știu, nu le... Da. Că în primul rând scriu pentru mine și e foarte terapeutic. Și foarte, da. Scrii ca să mai scoți rău. Da. Sau bine, că nu e prea mult bine. Da, corect, prea mult strict. Eu, dintre a 5-a până între a 9-a, cântam la chitară bas. Eu mergeam la o școală de muzică rock și am învățat să cânt la chitară bas și am fost și într-o trupă, oarecum așa, în cadrul... Am fost și într-o trupă de muzică rock, se numea Rock Incorporation. Și fratii, bă, eram clasa a 5-a. Și dintre a 5-a până într-o am fost într-o pasta. Da, și fratele meu mai mare, am un frate mai mare cu 2 ani, îl cheamă Iacob Paștina. Cânta la tobe și eu eram la bas și eram practic. Dar de ce ai avut pire? Frații de trupă. Frații brothers cu ritmul. Și a fost drăguț, adică ăsta era hobby-ul meu și... Basul. Da, mereu. Și acum nu... Adică mai știi ceva acum? Mai știu să cânt, doar că, nu știu, mi s-au învechit, cum ar fi, am două basuri acasă, nu, n-am mai avut grijă de ele, s-au ruginit puțin corzile și acum când le bag în amplificator sau de foarte nașpa și îmi vine să pun repede. Așa mi se întâmplă și mie cu chitară, că am mai, deci, mai cântat și acum când văd o chitară, o iau că n-am mai apucat, dar uit tot, nu, adică mi-e dificil să... Exercițiu așa, uit. Bun. Și ați terminat liceul și ar trebui să dați, admitere, nu? Da. Cum? Cât v-ați pregătit, nu știu, pentru actorii, pentru admitere? La mine povestea cu admitere e puțin mai complicată, dar fericită. Poveste fericită. În timp ce dădeam, mă rog, în perioada bacului, am aflat că există casting pentru filmul, pentru pelicula Muromeții 2. M-a propus o directoare de casting. Și cumva am încercat să balansez și învățatul pentru bac și pregătirea pentru casting.
Și cumva am reușit să balancez toate astea pentru că am aflat că o zi înainte să dau ultima probă de bac la biologie, am aflat că am luat rolul principal în Morometii 2, că o să-l interpretez pe Nicolae Moromete. Și am avut așa un moment. Și ai mai fost de... la biologie, la bac? Sau? Da, am fost. Am și luat bacul și am și plecat la mare imediat după. Așa. Da, și oarecum, revenind la partea cu admiterea, acum trebuia să balancez pregătirea mea pentru rol și pregătirea mea pentru facultate. Și nu știam cum să fac. Aveam zile în care mă întâlneam cu regizorul, cu domnul Stere Gulea și vorbeam despre scenariu și până în aceeași zi încercam să-mi caut poezii, să-mi fac repertoriu și până la urmă astea două sunt două mâncăruri de pește diferite, ca să zic așa. La film mi se pare că e altă treabă total, comparativ cu teatru, cu recitatul poeziilor, cu povestiri și cu monologe și alte chestii. Adică a fost o experiență care a trecut foarte repede, și admiterea, și filmul, și bacul, adică... Una după alta. Au trecut foarte repede, foarte, foarte repede și nu știu ce pot să vă adaug, ce pot să mai spun. Poate îmi vine pe parcurs, continuu tu de aici, că chiar nu știu ce să zic. Păi hai să ajungem până la rezultat, așa. Cu admiterea? Până la rezultat. Eu am vrut să mă pregătesc din timp pentru admitere, dar nu mi-a ieșit deloc. M-a sunat un tip, Alexandru Badea, la un moment dat, prin februarie, cred că m-a sunat. Eu nu-l cunoșteam, nu știam cine e, număr necunoscut, mergeam spre casă. Și am răspuns și zic, știi, când răspunzi la telefon, spui alo? Alo? Bună, sunt Alexandru Badea. Vrei să joci la mine în film? Nu știu. Mă rog, și după niște discuții și așa, am acceptat, am filmat, după aia... Despre ce film vorbești? E un scurtmetraj, 16 lovituri, e dizertația lui, cu care, mă rog, ne-am mai plimbat puțin. Poate să-l vadă lumea și undeva? Și încă nu. Dar o să meargă poate la niște festivaluri prin țară și o să-l vadă la un moment dat. 16 lovituri? 16 lovituri, da. Și după aia... Am fost la Relief, cred. La festival. La festivalul Relief, care la Excelsior, Asociația Teta, etc. Și apoi am avut bacul. Deci am învățat o lună pentru bac, am dat bac, am plecat la mare și abia după aia am început să mă pregătesc. Suntem la mare, dacă tot. Da. Nu mai țin minte. Da, știu că se uită. Da, nu știu, ceva se întâmplă. Da, știu, când mergi și te distrezi, parcă uiți, așa. Nu știu, da, nu ceva. Cum trece. Da, știu când... Așa. Și m-am pregătit, da, după bacalaureat, mi-am repertoriu, aveam eu niște poezii, dar am ținut foarte, foarte mult să-mi aleg eu, să nu, că știu că se mai întâmplă asta, se caută în cer de la oameni mai mari, băi, ce repertoriu ai avut, poate văd ceva ce-mi place, poate văd. Am ținut foarte mult să am poeziile mele, nu ale mele scrise de mine, dar alea care îmi plac mie și pe care le-am descoperit eu și astea. Chiar legat de asta. Poate să uite oameni care, nu știu, într-un an, doi dau, o să dea admitere. Da. Ce sfat aveți pentru ei legat de repertoriu? Adică, uite... Legat de asta, ca să zic, la mine e total diferit față de Teodor. Eu am ales, mi-am ales poeziile în funcție de oameni. Adică, tocmai eu am cerut repertoriile de la alți oameni. Am luat monologul de la un prieten, Ivănoiu. Am luat o poezie pentru că mi-a recomandat-o nu știu cine și așa am făcut asocieri cu poezia respectivă cu persoana respectivă. Adică pe mine m-a ajutat foarte mult chestia asta. Nu e o rețetă oricum, cum să te pregătești pentru admitere. Că n-ai nevoie nici de adică n-ai nevoie nici de pregătire cu cineva, de exemplu, nu e neapărat nevoie sau să fi făcut înainte teatru sau ceva, că să noi avem că mai mulți colegi care nu au fost în trupuri sau așa. Și... Da, da. Deci, da, o nu e rețetă, ideea e să îți placă acele poezii, să nu te simți obligat să le spui, să-ți facă plăcere, să le simți și să fie, na, cumva cât mai diferite, ca să te vadă în cât mai multe ipostaze, da? Da, știu că știu trebuiau două de forță. Da, sunt mai, mă rog, sunt pe site poezii acolo. Comice, da. Da, sunt comice. De dragoste. Dragoste. Lirice, filozofice. Da.
Bun, și la admitere, cum a fost? Nu știu, ați avut emoții? Da. Ja, nu știu. Inima mai multe emoții decât la BAC, pentru că la BAC nu m-a interesat probabil, adică nu trebuie notă în BAC ca să intru la un ATC. Nu trebuie notă de trecere. Da. Dar, clar, emoțiile erau foarte mari, foarte, foarte mari. Și mai ales când te duci acolo și știi că asta vrei să faci, nici tu, nici eu, noi n-am mai dat la altă facultate. Da, dacă în momentul lume și alege ceva de rezervă, ar veni dacă nu intri. Pentru că admiterea e foarte subiectivă, nu e un test grillă, dacă știi să răspunzi corect, răspunzi și ai intrat. Te intri acolo, te văd pe tine și ai... Da, e o analiză mult mai... complicată, mai subiectivă complexă. Până la urmă, și că nu e, că se întâmplă o grămadă de, poate, erori. Așa. Să o zi bună atunci. Da. Depinde de foarte multe lucruri. Dar, da. Și... ați terminat probele, ziua afișării rezultatelor. Că a fost, nu a fost în aceeași zi cu a treia probă? Nu. Eu, în ziua în care s-au afișat rezultatele, eu eram deja la filmări, la Moromeții 2. Și mi-aduc aminte că m-a sunat dintre voi, dintre prieteni, cred că Alin m-a sunat, nu mai știu cine m-a sunat, dar știu că mama m-a sunat prima oară. Cumva mama a aflat dinainte și mi-a spus, vezi că a intrat primul la facultate. Și am, hai, dă-te mă de aici. Lasă glumea. Mulțumesc lui Dumnezeu, am intrat la facultate, dar nu gândeam că am intrat primul. Da. Și pe urmă mă trezesc peste 5 minute după ce termin de vorbit cu mama mea la telefon, că îmi trimite și o listă, o poză cu lista și văd că acolo că sunt primul. Photoshopat? Eram, hai frate, că ce dracu. Mă eram acolo. Da, și presupun. Eram foarte bucuros, nu? Wow, că am intrat primul, dar nu știu. Având în vedere cât de repede a decurs toată admiterea și cum am simțit eu acolo atunci, nu mă gândeam că aș intra primul. Dar e foarte greu să îți dai seama de orice acolo, că intri și nu înțelegi. Totul merge foarte repede. Știu că eram foarte dornic să intru și foarte entuziasmat. Probabil pe criteriul ăsta, probabil că am intrat primul. Nici nu știu dacă se vede dacă vrei foarte mult să intri, zic, probabil, spune comisia, bă, copilul ăsta vrea să intre la facultate, hai să-l băgăm. Primul. Și are și... De fapt, asta e, băi, cine își dorește cel mai mult? Ia. El, primul. Ăsta parcă are minusul. Parcă își dorea un pic mai puțin. Da. Cred că și ăsta e un criteriu pe lângă multe altele. Clar. Hei! Ne-am întors. Unde am rămas? La... cu admiterea. Cum ai primit rezultatul? Ai fost acolo? Asta că eram cu Ștefana și cu Jipa, două aparent viitoare colege. Și ne-am văzut de dimineață și tot așteptam. Noi știam că o să vină mai spre seară răspunsul, dar nu aveam stare deloc. Și nu știam ce să facem. Și am făcut cea mai tâmpită și banală chestie. Am mers în Park Lake. Și am stat acolo, deși n-am plimbat prin fiecare magazin, eu n-aveam niciun ban, deci stăteam efectiv, nu, dar nici mă uitam la un tricou și nu-l vedeam. Deci eram numai cu gândul la aia și am fost în localul de lângă facultate și s-a zis, bă, vedeți că s-au afișat. Am sărit, am fugit, ne aștepta Ivanoiu atunci, știu că era în față și a pus efectiv mâna la gură, pentru că nu știa cum să reacționeze și așa. Și am văzut, m-am uitat, am început lista de jos în sus. Ce ai început de jos în sus? Ai văzut că eram eu? Și m-am uitat, n-am mai avut răbdare la un moment dat și m-am uitat după aia de sus în jos, văd, Iosif, ia, bun. Și mă uit, trec, nu mă văd, nici la final, nici la început, nici... Am fost la admitere, m-am uitat și la un moment dat m-am obosit în plâns și aia a fost. Da, frumos. Da. Da, și acum sunteți la actorie, nu? Da. Și acum, nu știu, cum e viața de student la actorie? E ok. Nu știu, cum e? E ok. Nu. Adică mă refer mai mult așa, ca program, ca... E full.
de facultate. E, da. Cel da. Puțin în primul an noi am avut ore de la 9 la 8. De la 9 dimineața până la 8 seara. Da, până la 6 zilele zile. O pauză de prânz. Dar bine, programul se schimbă. Mă rog, dar în primul an e foarte... Da, acum anul ăsta avem orarul puțin mai lejer. Nu intrăm la 9, intrăm... Fie la 10, la 11, avem zile în care intrăm chiar și la 12. Da, ideea e că fiind o facultate vocațională, e foarte greu. Adică dacă nu-ți face plăcere, mai bine nu mai vii deloc. Și chestia asta e în avantajul nostru, că stăm foarte mult la facultate și așa. Da, păi aia, lucrați, da. Pentru voi lucrați. Da. Da, e o meserie care cere foarte multă practică. Da, da, hai că nu. Adică multe să stai, nu prea e cum să faci acasă. Stai, da. Adică, ce puțin în actoria, dar... Probabil teoreticele mai poți să înveți ceva acasă, nu știu, mai găsești păi de cântat acasă, istoria ta universală, citești acasă, asta e altceva, dar practic actoria, cel mai bine o înveți acolo, în sala aia, cu obiectele respective, cu colegii tăi. Cu profi. Cu profesorii. Vorbim puțin cumva de proiectele la care ați luat parte, care urmează să luați parte, care, în care luați parte momentan. Vorbim așa, nu știu, ceva mai important, mai ceva de menționat, dacă aveți. Ok. Teo, hai să... Păi, am intrat în trupă în clasa 7-a, festivalul, spectacolul și așa cu trupa. Da, da. În 2016 a ieșit o miniserie la HBO care se cheamă Valea Mută, unde am rol principal regia Marian Crișan. Câte episoade a avut? 4 episoade, câte oră. Eu am o miniserie. Valea Mută, acolo e... Da, e pe HBO Go. Mulțumesc, Ofelia, că fac. HBO Go, da. Da, prima lună mi se pare că încă e gratis pentru... Deci, promo. Așa, da. 4 plus da, și grazie. Sunt acolo, na, Rodica Lazar, Emilian Oprea, Mihai Călin, Vlad Bălan. Și... Good guys. Cum ai ajuns? Am fost la un festival cu trupa la Ideo Ideis, în Alexandria, Asociația Teta din nou. Așa? Tu faci reclamă la Asociația Teta. Păi adică ne-au ajutat foarte mult. Da. Inconștient. Merită un shout-out. Da. Alexian! Așa? Și... Am fost la festival, jucam în anul ăla Harapalb. O, așa, adaptare, eu jucam Harapalb. Așa. Am jucat un kleptoman atunci. M-au văzut niște oameni acolo și ce prin anumite propuneri, recomandări și așa mai departe de la niște oameni... Pe pile, adică. Foarte, da, da. De oameni care m-au văzut acolo și m-au cunoscut acolo. Niște oameni pe care acum i-am foarte, așa... Foarte apropiat. Wink, dacă se vadă. Știi la cine să vedeți, vă rog, să așa? La podcast. Da. Și am primit un telefon, că bună... Ce model? Dacă vrei să vii la un casting pentru o miniserie HBO... Nu știu dacă vreau. Da, vin. Și a fost primul casting la care am fost eu, pentru că eu n-am mai avut treaba cu camera, bine, proiecte la școală și așa, dar nu se pune. Da, primul casting mai profesionist. Primul casting. Da. Nu mai profesionist. Primul casting, orice fel. Da, da. Și am intrat și era acolo Vlad Bălan, cu care tot așa mă cunoșteam dinainte, tot de prin festivalul, și asta a fost foarte... Care festival? Asociația. Lady Fest. Așa, mă rog. Bacău. Da. Da, da. Am făcut ce aveam de făcut acolo, am avut un recall, m-am mai chemat odată și a zis, bine. Adică nu mă așteptam și știam de niște oameni care sunt și ei pe listă pentru castingul ăla și pe care eu îi apreciam foarte mult, i-am văzut jucând și era undeva pe un soclu așa. Și am zis, mă duc la plimbare. Da. Dar poate și asta m-a ajutat, poate o relaxare de asta, că știam că o iau doar ca pe experiență de casting și că na, e o chestie foarte mare la care nu știu dacă mă pot gândi.
Uite că... Și mi-a zis cineva din echipă la filmări la un moment dat că, băi, tu știi de fapt de ce era castingul ăsta? Zic, nu știu. Dai că tu a dat bani. Că am văzut un băiat care chiar a venit la casting să-și facă treaba și să ia rolul ăsta. Ah, deci gândul era la da, bun. Da, da, nu, poate nu-l conștientizam eu. Da, da. Mă rog, așa am filmat scurtmetrajul ăsta cu care da, am fost 16 lovituri, spune, așa, cu care am fost la festivalul la Sarajevo, la festivalul de filme la Sarajevo, în vara da. În vara asta. Și vara 2018. Cum a fost? Adică, na, eu când mă gândesc la festival de film, na, mă gândesc la vedete, covor roșu, fotografi, prăjituri. Da, da. Cum a fost ca experiență așa, nu știu? Foarte ciudat, pentru că m-am dus și eu cu niște așteptări foarte mari. Da. Un copil din Botoșani merge la un festival de filme, categoria A, și wow, da. Nu e chiar așa. În sensul în care e foarte multă lume acolo, totul e super repede înainte. Eu m-am bucurat foarte mult de oraș, este un oraș foarte, foarte frumos, ieftin. Sarajevo. Da, în Sarajevo. Da. Și am văzut foarte multe filme, am văzut filme, am văzut scurtmetraje și așa mai departe. Am făcut cunoștință cu niște oameni. Din industrie, presupun. Da, da, da. Da. Și eu am fost, chiar am făcut cunoștință cu niște oameni din facultate, din una TC pe care nu am apuc să-i cunosc aici, dar am cunoscut acolo, da. Da, am cunoscut un tip din Chile care știu că a câștigat Cine Fundación anul ăsta sau anul trecut, un tânăr regizor, știu că e foarte așa. Da, și am discutat cu el despre un film, țin minte, și aveam niște chestii, adică niște principii foarte, foarte diferite și nu, adică asta e mișto, că faci așa niște conexiuni drăguțe, interumane, în primul rând. Da, da, cunoști. Și vezi, băi, a fost fix o experiență și filmul în sine s-a proiectat, l-a văzut lumea și aia a fost. Da. Bine, îți dai seama că contează mult mai mult acolo capul de afiș, adică toate premierele mari, de regizori mari, de și așa mai departe. Că până la urmă, la un festival de film, asta se aduce și public și așa mai departe. Așa, am mai filmat, na, în facultate, pentru oamenii de la regie film, am filmat vreo 5 scurtmetraje, cred, acolo. Da. Mi-am făcut un showreel din ce am apucat eu să filmez până acum, e pe YouTube, e la mine, pe Facebook, pe Instagram. Showreel Teodor Șoptelea, cu TH. Să vedeți în... Eu n-am showreel. Da, lasă că o să... Îl fac mai încolo. Așa. Am și de proiecte. Da, da. Așa, asta pe film. Și acum la UNATC, în anul 3, se dă licența și în licența la facultatea asta este un spectacol. Mă rog, și lucrarea care scrisă, dar un spectacol. Pe mine, na, m-a rugat o doamnă profesoară și un om foarte drag, dacă, ei, nu vrei să intri o salută. Română, doamna Mihaela Sârbu, da, dacă nu vrei să ajuți cu proiectul ăsta, și am zis, normal că vreau, eu fiind anul 2 și nu începusem încă școală, eram încă în vacanță și a fost foarte ok și cu timpul și așa că am avut timp de repetiții. Și premiera o să iasă destul de curând, o să vedeți pe net și pe chestii. Da, deci urmează o premieră pentru Teo. Iosif, facem o baricadă, să-i în gardă. O să vorbesc despre Muromeții 2 mai la final, acum vreau să vorbesc despre celelalte proiecte, experiențe pe care le-am avut eu. Prima mea experiență, am avut-o la 10 ani, era un film, Tatăl Fantom, film românesc. De altfel, nu e producție străină sau ceva. În film jucam cu Mihaela Sârbu. Da, ea avea un rol mai mare. Eu nu am interacționat cu ea, dar am cunoscut-o acolo și pe Marcel Iureș, care joacă în film. Da, da. Eu în film îl interpretam pe Marcel Iureș tânăr, copil. Și nu mi-aduc aminte mari lucruri de acolo. Adică știu că m-am pierdut în scenografie, ca să spun așa, adică de obicei primul contact cu camera, ești foarte conștient că e o cameră acolo și îți vine să te uiți din când în când la cameră, dar m-am pierdut atât de mult prin camere și cum era aranjat tot
că uitasem că era camera acolo. Mm. Și tot ce trebuia să fac era fie să mă ridic din pat, să mă ascund după o canapea, erau tot ia puțin mai micuțe. Da, da. Și asta a fost prima experiență pe film și am zis, mamă, că, adică asta m-a învățat și mai mult să continui să fac actorie și că mi s-a părut foarte ușor atunci. Da, da. Dar ce am făcut atunci nu se compara, eu sunt doar, acțiun doar, spune rigid, ridică-te din pat, nu știu, suflă-ți nasul, așa ca să... Dar era foarte plăcut. Mi-am gândit că, mamă, ce ușoară e meseria asta. Da, poți să suflu nasul. Nu este o meserie ușoară. Sau poate să fie ușoară, dar necesită multă muncă. Asta a fost prima mea experiență. Da. Cum se numea filmul? Tatăl Fantom. Tatăl Fantom. Regia Lucian Georgescu. Să-l vedeți. Că e foarte mișto. Da? Și apar și acolo. Apar două secunde din toate acțiunile pe care le-am făcut. Ce-a apărut acum cât vreo 90 ani? În 2012 a apărut. Filmul a apărut mult mai târziu decât când am filmat. Da. Că au fost niște probleme de producție. Acum 6 ani. Da, acum 6 ani a apărut, dar știu că am filmat de mult. Da, cred da. Că 10-12 ani chiar. Bun. În rest, am fost în trupa asta de teatru și am jucat în mai multe festivaluri de teatru tânăr. Da. Da, Alexandria. În Alexandria, în Bacău, la Timișoara, în Botoșani. Eu n-am jucat în Botoșani. Nu am jucat niciodată, da? Nu, doar am fost la Magic, cred că participant. În Suceava. Nu? La Magic n-am fost în Suceava deloc. Nu? Eu n-am fost. Dar am mers cu trupa prin țară, cum ar veni și am văzut mai mult tot felul de oameni mișto, da. Tineri. Foarte mișto festivalurile astea. Și ca experiențe proprii, că asta e mai mult legat de grup, de trupă, da. În clasa 11-a trebuia să joc într-o reclamă la Vodafone și dădusem casting pentru prima oară în clasa 11-a. Am fost la agenție de casting, mi-am făcut poze, am completat o fișă și pe urmă mă trezesc o săptămână mai târziu că mă cheamă la această probă pentru o reclamă în regia lui Radu Muntean. La Vodafone, comunicații, telefonie, mă rog. Da, da. Și am primit un text, am spus textul ăla și mă simțeam foarte ciudat, că nu mai aveam aceeași încredere pe care o aveam atunci când eram mic. Da, da. Și, mă rog, conștientizam camera, adică nu mă simțeam chiar în largul meu, deși voiam să fac asta. Dar e mai conștient de ce se întâmplă, presupun, da, față de la mă simțeam de... privit. Camera era mult mai goală, n-avea ce să-mi distragă atenția. Eram eu, camera și o lumină pe mine. Adică, da, na, baft. Show. Show us what you can do. Da, da, da. Am luat castingul, am și filmat reclama respectivă. A fost plăcut, a fost plăcut. Da, da. Am stat, n-am stat foarte mult, am stat, cred că 6 ore să filmez. Mă așteptam să stau 10 ore acolo pe set să filmez, dar am stat mai puțin. Și după ce am filmat reclama, nu s-a difuzat. De probleme, nu știu probleme de ce. Probleme de producție, n-am aflat exact, da. Nu mi-au spus. Neînțelegeri, contracte, da, bani. Sunt chestii de astea. Dar măcar ai văzut-o? Se montase, nu. Se... Dar mi-am primit banii. Mi-am primit măcar banii, mi-a plăcut experiența, am văzut un regizor care mai târziu m-a și luat într-un film, se numește Alice T. Apare acum pe 9 noiembrie în București. Am un rol foarte mic în film, sunt clovnul clasei, am avut două zile de filmare acolo și a fost foarte drăguț. Și când ai filmat? Am filmat anul trecut, în iulie. Aha. E tot în prag de admitere de... Și e producție românească, în numele ăsta? E producție românească, dar și în parteneriat, mi se pare, cu oameni din alte țări. Nu da, nu, da. Nu știu. Deci cum nu știu Alice? Alice T. Da, adică filmul românesc se vorbește în română. Înțeles. Și apare cum pe 9 noiembrie? Pe 9 noiembrie în cinema, da. Ok, la tine premieră cum e? După premieră? 9 noiembrie, Edistie? 5 noiembrie, Moromeții 2, 18 noiembrie, 25 noiembrie, de fapt, un spectacol în care joc Hamlet în regia lui Dragoș Galgoțiu la Teatrul Odeon, la Teatrul Odeon în București. Mă, să zic, preventiv.
Joc sunt, interpretez un actor din trupa de actori. Sunt un actor din trupa de actori pe care se folosește Hamlet în, în piesă. Ah, deci cumva nu, joci că ești actor. Joc ăsta actor pe scenă, da. Foarte da, plăcut. Interesant, da. Da. Și pe lângă... Nu se închide. Nu că mă rog aici. Dar mă pui. Mai filmează sau da, mai filmează? Hai că, hai că zic remează și de... Stai. Moromeții de... Mai are un minut. A, păi hai să... Un minut, zi! Nu pot să zic într-un minut de Moromeții. Nu, păi hai să... Dar stop acum? Stop acum, da. Cred că o să dureze vreo 2-3 ore. Ori. Pe lângă toate aceste experiențe în teatru și film... A, am mai făcut o reclamă la bere. La noroc. Vai, doamne. Pur și simplu a sunat un prieten, Tudor Hermeneanu, care a fost și el în trupa asta în brainstorming. Lucrează acolo la Saga Film. Și mi-a zis, băi, vrei să joci într-o reclamă de... reclamă la bere, într-o reclamă la bere, mai bine, da, reclamă, experiență, sunt curios cum ești să continui cu o reclamă, că reclama aceea la Vodafone nu s-a mai difuzat și s-a dus între timp experiență și bani să am și o reclamă. Și am făcut reclama asta la bere. A fost o experiență destul de ciudată, totul foarte pe repede înainte, în două zile. Adică nu pot spune că s-a lucrat cu pasiune. Să ai grijă ce zici, să nu... Să nu te sune. A, da. Ups. Tăiem asta. A fost o experiență care a trecut foarte repede. Da, da. Uită la Saga, am filmat și aia pentru Telecom. Ai uitat, da. Ai uitat. Am uitat, da, am uitat. Că n-am reclame și n-am vin și trec. Da, da, dar știu cum. Așa. Asta la Telecom. Și am mai filmat una la KFC. Da, mai apărut aia? Da, era pe Instagram și pe chestii de astea, adică la un moment, nu știam dacă mai apare și unde apare. Și eram la un moment dat, stăteam, dădeam un scroll și am văzut... Sponsored. Ce? Ok. Nice. Da. Da. Era foarte amuzant că la bere, la reclama asta, la bere, apăream așa pe un ecran cum sorbeam dintr-o palbă fix eu și nu, nu știu, nu mi se pare că am stofă de om care bea bere. Ca să ne bea altfel. Și mă vedeam acolo. Berea, până la urmă, eu nu trebuie să fie alcoolic să bei bere. Da, bere acolo sunt mai și ăștia mici. Nu știu, dar mi se pare amuzant să mă văd pe mine acolo pe ecran cum, cum sorb așa într-o halbă, că nici nu beam cu atâta patos. Eram așa, zici că beam ceai, nu știu, așa, vedeam eu. Dar era bere fără alcool în... La filmare, nu, nu era chiar bere cu alcool, n-ai voie să păi de asta bea așa, că nu... Da, nu cred, nu știu cum e berea cu alcool. Da. Așa. Și acum... Cum trecem la... La Moromeții 2. Moromeții 2, da. 16, nu, 16, cât apare? 5? 5, 5 noi este premiera de gală, ca să spun așa, în cinematografe, cred că în toată țara, sper, apare pe 16 noiembrie. Așa, da. Da. Pe departe a fost cea mai mișto experiență prin care am trecut. În primul rând, echipa cu care am lucrat a fost minunată. Oamenii, actorii cu care am colaborat au fost superbi. Da, actori precum Horațiu Mălăele, Dana Dogaru, Oana Pelea, Răzvan Vasilescu, Andy Vasluianu, Toma Cuzin, Mihai Bobonete... 5 minute mai târziu! Vlad Logigan... Vlad Logigan... Florin Zanfirescu, Paul Chiribuță, Toma Cuzin. Tom, am zis Toma Cuzin. Foarte mulți actori cunoscuți. Da, 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 da. Eu mă culc. Zi. Foarte mulți actori. Paul Ipate. Da, foarte mulți actori cunoscuți, fie din seriale, fie din filme, fie din teatru. Și din primul film Moromeți, care a apărut tot, nu știu, în 70 ceva sau când? În 85. 85 sau 85. Mai era cineva din distribuția respectivă? Singurul actor care a rămas din vechea distribuție este Florin Zanfirescu, care îl interpretează pe Țuc Gurlan. Un individ mai aprins, ca să spun așa. Și știu că e același regizor. Da, Stere Gulea. Același director de imagine, nu? Da, Vivi Drăgan Vasile, aceeași din 85. Da. Wow. Da, aceeași. Da. Și cât ai filmat? Ca perioadă? Ca...
Interval de timp. Am filmat 30 de zile, una după alta, cu adică am filmat 5 săptămâni legate cu pauză duminica, adică duminica nu, mă duceam la sărbătoare pentru toată lumea. Da, și pentru, de fapt, un moment de respiro pentru echipă, ca să ne facem programul pentru următoarea săptămână. Ah, era o zi care nu era chiar degeaba, adică era o zi în care se plănuia foarte mult, adică partea de producție, da, se ocupau foarte bine de program, de ce lipsește, ce actori pot veni, ce putem face, adică se făcea programul duminica. Dar era și un moment de pauză pentru actori, pentru o bună parte din echipă, care mutau pe acolo camere și chestii. Da, știu că au fost 5 săptămâni legate în care am filmat așa. La Talpa am filmat, foarte aproape de Siliștea Gumești, de orașul în care... orașul, satul în care trăia familia în oraș. Că e încadrat la oraș, pe bune. Siliștea Gumești? Cine știe? Că sunt multe și în zona, și în Botoșani, deci sunt niște... Deci intri, da, clipești și ai ieșit și e oraș. Adică, pe bune. Da, nu știu. Da, am filmat în satul Talpa. Da. Exact unde a fost, unde era și Casa Mormeților din primul film. Adică îmi aduc aminte că până să înceapă filmările, crescuse iarba foarte mult, crescuse niște copaci, casa era pe care să se dărâne, era destul de dărăpânată și a trebuit să o reconstruiască. Și au pus nisip, au făcut foarte frumos, au readus la viață curtea familiei Moromete, cum era în primul film, și am rămas uimit că am văzut poze, cum era înainte. Și seamănă destul de mult. E adevărat că au avut loc schimbările de rigoare, că e mult mai sărăcăcios totul. Da. Și a fost foarte mișto să văd asta. Mm-hmm. La filmări a fost super bine. Eram foarte emoționat. Prima săptămână am fost destul de emoționat, că eram eu acolo. Copilul nimănui, fac un rol destul de mare, într-un proiect destul de mare și chiar v-am să fac impresie bună și chiar v-am să fac treaba bine. Da. Și eram destul de speriat și emoționat, dar vorbind, să mă întorc înapoi la echipă, m-a ajutat foarte mult să scap de emoții, să mă ofere curaj de la actori, la asistenții de regie, de la regizor, la director de imagine, toți au... Am lucrat în armonie și cu foarte multă pasiune, ca să spun așa. Nu, față de reclama la bere. Adică la reclamă era totul mai repede, trebuia totul să fie gata în două zile. Aici ne-am acordat timp, am lucrat, adică ne-am folosit de timp. Adică am stat am avut câteva zile în care am stat 12 ore, ca să fim siguri că... ies bine cadrele. O experiență foarte mișto. Deci, oricum, o întrebare pe care o aveam e... care a fost cea mai marcantă experiență? Presupun că tine... Asta, clar, pe departe. La tine, Teo, ce ai zis? Clar, e... Da, pentru că în primul proiect am avut tot așa 32 de zile de filmări, ceva de genul ăsta. Doar că au fost foarte legate, s-a filmat totul într-o vară și mi s-a părut foarte greu să ai 4 ore de film până la urmă să le filmezi în 2 luni, pentru că cam 2 luni s-a filmat la el. Și am ajuns pe platou în prima zi de filmare, primesc call și tu, nu știu ce, începem cu o scenă din episodul 2. Poftim? Habar n-aveam că... că nu se filmează cronologic. Da, și asta a fost o surpriză și pentru mine, că n-am filmat cronologic, am început cu scenă, ne-am întors, sunt cazuri, unul la 1000, în care chiar se filmează cronologic și așa, nu se întâmplă asta. Aveați cumva, când filmați o scenă care era mai târziu, aveați cumva în cap ce se întâmplase în spate? Interiorizați cumva. Una din task-uri astea era normal să fie situația... Da. Era, cât timp se montau camerele de obicei, discutam cu regizorul să aflăm contextul. Mm-hmm. Adică vezi că s-a întâmplat asta. Uite, înainte, de unde vii, ce ai pățit, cum te simți în momentul de față. În momentul când faci chestia asta cronologic, îți vin și vezi. Da. Natural, cum în viața zi cu zi. Da, filmezi și după aia filmezi o scenă de grătar, de așa, ok, și după aia la spital că-ți moare prietenul.
Da. Și e... Da, greu. Da. Nu, și acum asta zic și eu că la prima experiență și oamenii de acolo foarte calzi și foarte... Am câștigat niște prieteni de acolo, pot să zic. Și mă bucur foarte mult. Uite cu Rodica, Lazar, am mai ținut legătura și așa și m-am văzut de câteva ori cu repertoriul pentru admitere. Și mi-a dat câteva sfaturi, câteva așa, adică chiar am rămas cu niște oameni de acolo și pe mine asta mă bucură foarte mult. Și au fost foarte calzi acolo cu mine și m-au ajutat cu tot ce m-au avut nevoie, că și așa, tot în prima săptămână eram, deci, căzut de pe lună, efectiv. Am intrat acolo și am văzut 100 de oameni care se mișcă în stânga, în dreapta, cu lumini, sunet, stare așa. Parcă era un carnaval, un carnaval. Da, și a venit... A venit, știu că a venit Bubu la mine, a venit Vlad Bălan și mi-a zis o chestie pe care m-a ușurat un pic, că, ok, liniștește-te. Îi vezi pe toți oamenii ăștia de aici, vezi că vreo 3-4 au treabă directă cu tine, restul ești pe de treabă, tot vreți de treabă. Și am zis, ok, bine, hai să vedem. Da, că am și așa, din mers, n-au fost nici multe repetiții înainte de set, știi? Și din mers, așa, am dedus cam care-i treaba, hai să vedem ce facem, cum iese. Și pentru o experiență am avut, noroc foarte mare, că am făcut-o și înainte de facultate. Și m-a ajutat foarte mult. Ajutat, da. Și ca deschidere și ca tot. Și legat de experiențele astea, nu știu, și nu știu, ați jucat, ați participat la diferite proiecte. Ce înseamnă pentru voi succes? Adică voi credeți că ați avut succes sau n-ați avut succes? Pe fundal în piesa de la Grasă. Da. Nu știu. Da. Da, era mic. Am început. Da, nu mă știu. Drum spre succes. Mă, nu știu ce naiba. Succesul înseamnă pentru fiecare altceva. Și nu. Păi ce înseamnă pentru tine succesul, Teodor? Bă, te bagi pe mine. Domnul moderator. Mersi, mersi. Ce crezi că e succes? Nu știu. L-ai atins oare? Până acum, prin astea? Nu știu. Nu știu, dar uite, eu acum mă gândesc la chestia asta. Când te vezi cu cineva, pleci și el îți zice, baftă, succes. Cum adică? Cum adică? Care, cum? Fie, dar pentru tine ce succesul tău era? Da. Ce vrei să da. Nu știu. Adică sunt niște chestii foarte generale în care poți să le încadrezi în chestia asta. Adică da, în momentul în care ai o perioadă în care ești foarte căutat și uite cum e băiatul ăsta acum că scoate trei premiere una după alta. Că, na, uite, află lumea de tine și așa mai departe, ai multă treabă, bine, acum că ai filmat și doar iese premiera asta, e stuiți, nu ai nicio treabă, zic de spectacol. Da. Da. Nu știu, intri cumva ușor în pâine și da, la fel de ușor poți să și ieși și în... da. E foarte fluctuant, mai ales în meseria asta, e... nu știu ce să zic, ce înseamnă succesul. Eu cred că trebuie în primul rând să fii mulțumit de tine cu ce ai făcut și să fii liniștit când ajungi acasă și după aceea să te gândești că, adică, știu că am auzit asta într-un interviu, nici nu mai știu cu cine era. Că a zis că ce înseamnă pentru, adică să, dacă ești mulțumit de viața ta în momentul ăsta de lux, dacă îți permiți lux și așa, și a zis că, băi, pentru mine eu când mă duc la un magazin și mi-e poftă de ciocolată, dar mi-e poftă de ciocolată și să nu mă iau la preț și să mi-o iau. Asta. Adică nu ceva mai mult de atât, să fiu eu mulțumit, să fiu bine. Ăsta mi se pare un pas foarte important spre liniște, spre, dar de succes chiar nu știu ce să zic, e... Nu știu, pe mine cuvântul succes mă duce în două zone. În prima zonă, oarecum noroc, adică da, cât noroc ai avut. Deci nu reclamă. Da, și succes mă mai duce cu gândul la a face un lucru bine. Adică succes să primești un lucru și să-l și faci bine. Adică mi se pare că oarecum ne îmbină pe astea două. Adică
Deci și asta, ai îndeplinit cu succes un lucru. Da. Să uite, mult succes, multă baftă, mult noroc, da. Adică mi-a dat asta mine cu succesul și eu... Da, cred că diferă la om la om succesul ăsta. Dar unde, îți spune ceva de noroc. A, da, uite, chiar, uite, vorbeam, noi râdeam de piesa lui Garasu, dar are Joe Costin în videoclipul ăla, că știu că ești un documentar mic legat de succes. Da. Că zice, că îi întreabă dacă voi vă considerați fericiți. Și are zis că când te gândești, când te întreabă cineva, bă, ești fericit, te gândești la niște chestii foarte mari și niște chestii deja conceptuale despre fericire și așa. Și el a zis, da, uite, eu sunt fericit, de exemplu, în seara asta am avut un spectacol bun. Adică sunt niște chestii de-astea care par mici, că nu e vorba de carieră, deci ascendența lui. Spectacolul a fost un succes. A avut un spectacol bun, el este mulțumit și fericit de ce s-a întâmplat. Adică dacă e să analizăm după punctele astea de vedere pe care le avem noi, în momentul de față, da, chiar mă simt că am succes, da. Adică am avut noroc, da. Am muncit pentru proiectele astea, da. Chiar am muncit foarte mult, adică sper să iasă și bine, că urmează acum să văd, da, cum au ieșit astea. Ține și de noroc foarte mult, cum ai zis. Asta voiam să vorbim, că ai spus ceva de noroc. Mă simt oarecum norocos, adică... Contează, nu, ce puțin să zici părerea mea, uite, contează norocul super mult în viață, adică... Băieți, ca mine erau încă 1000 care puteau fi chemați la casa ăla, da. De exemplu, da. Pentru... Și ăla a fost unul de motivele care m-au făcut să dau la actorie. Și acum că am intrat, că și admiterea e foarte subiectivă și așa mai departe, da, puteam să mă împiedic la ușă și să zic că... Da, și pe lângă... Atât. Pe lângă foarte multă muncă depusă și talent, mi se pare că undeva în zona asta intră și... Noroc. Da. Asta, da, asta e și părerea mea. Adică... Sper că toate astea formează oarecum succesul, ca să zic așa. Norocul, da, cumva o atât necesar, da. Să ajungi, nu știu. Probabil, nu știu, adică cel puțin noi am avut parte de așa ceva. Chiar ce? De baftă și de... Da, da? Chiar am avut parte de noroc. Deci, pentru că la vârsta asta, da. Să avem experiența asta și în teatru și în film, ce mi se pare că am avut. Succes, na, ca să bin cuvintele astea, da, din da, perspectiva da. Noastră. Da. Nu știu. Deci, nu văd voi acum ai spus că ai 20 și... 20. 20. 20. 20. Da. Ok. Peste 10 ani, la 30 de ani, cum vreți să fie CV-ul vostru? Adică... Vreți întrebările astea. Cum vreau să fie CV-ul? Da, nu? Da, da, cum vrei. Adică, neapărat, cum te vezi peste. Da, dar da, cum da. Ai vrea? Păi cred că toată lumea vrea să aibă peste... 17 pagini de CV. Proiecte. Da. Că până la urmă asta e. Vrei să... Că meseria asta nu te duci la birou și că asta e... Prin proiecte o faci. Da, deci... Nu. Ai vrea să ai multe, multe proiecte. Cred că toată lumea trebuiește. Da. Și nu mă stai în teatru sau? Nu pot să aleg. Eu sunt, mi se par două meserii diferite, în primul rând. Și la noi, să zicem că dacă ai avea cum să alegi chestia asta, să faci doar teatru sau doar film, este foarte greu. Pentru că industria de film de la noi încă nu este super dezvoltată, cred că sunt actori doar de film în țara asta, să zici că îi vezi doar în filme număr pe degete. A, fac în același timp și... Cei mai mulți asta fac și cei mai mulți care sunt recunoscuți pe film ca fiind niște actori foarte buni, Șerban Pavlu, Vlad Ivanov, Rodica Lazar, Emilian Oprea, Andy Vasluianu, sunt o grămadă care fac chiar mai mult teatru și, sau mai mult film, dar oricum le fac pe amândouă, da, și da. Chiar dacă aș avea de ales, nu știu dacă pot să aleg. Sunt două chestii foarte diferite, îmi plac amândouă foarte mult, dar n-am. Da. Deci ai vrea să ai multe proiecte, presupun. Și nu știu, apoi păi, acum și asta e cu duș întors cu multe proiecte, că după aia, adică trebuie să, oricum, trebuie să ți le alegi și așa mai departe. Zic la nivelul tău, fie, băi, multe proiecte în 10 ani, da, multe și bune. Să treabă, să fie treabă. Da? Da, Iosif. Pe lângă cum ai cât vrea multe proiecte, de succes. Să terminăm facultatea. Să terminăm facultatea. Nu știu. Mi-ar plăcea să... Mi-ar plăcea să joc cu Iosif. Dar și mie mi-ar plăcea să joc cu Teodor. Ne-am apucat noi la un moment dat de ceva, da. Și cu Vlad. Bună, Vlad! Și film sau bună, Vlad! Nu
orice. 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 Și film și teatru în real. Aveți vreun personaj de teatru sau de teatru, din piese de teatru? Nu. Sau un rol dintr-un film pe care vreau să-l jucați, să-l interpretați? Da, și eu aș vrea. Hai că tu vrei să zici. M-am gândit, îți dai seama că după ce vezi un film bun, zici, mamă. A, ce, da. Sau, dacă m-aș fi făcut eu, forță. Da, nu știu. Pe teatru, mă rog, sunt chestiile astea, că ziceai înainte că vreau să le joace toată lumea, Hamlet și așa mai departe. Mie îmi place Malvolio foarte mult, din a 12-a noapte. Mi-ar plăcea Petruchio, mi-ar plăcea să fac, da, așa. Și din film, știu când eram eu mic, văzusem Joker-ul. Van Damme. Ăla din The Dark Knight atât. Da, da. Așa, și ăla o cum. Aia, e brut, da, da. Dar nu e, adică... Good. Da. Eu așa. Măi, din teatru am spus... Normal că mi-ar plăcea să joc Hamlet, mi se pare un rol foarte greu, dar foarte mișto dacă l-aș putea face și l-aș putea duce până la capăt. Da. Din Romeo și Julieta mi-ar plăcea să-l joc pe Mercuțel, mi se pare mai șmecher așa. Dar mi-ar plăcea foarte mult să apar în Game of Thrones. Nu să am un rol anume, să fiu un personaj acolo, să fiu eu, să fiu... Nu știu, un... Iosif. Un Greyjoy mai important. Gărești pe chelii de lui. Pe dragon. Să așa vreo 2-3 sezoane, pe dragon păcat, pe ceva. Uite și asta, că nu, eu, nu știu dacă e un personaj anume, că Hawkeye nu îmi place atât de mult, dar m-ar plăcea. Îmi place foarte mult zona asta de ceva cu arc, cu ceva Robin Hood, ceva, pe mine mă atrag foarte mult chestiile astea. Efectiv, arc, îmi place foarte mult chestia asta. O să fiu un super erou anume, gândul mă duce la Spider-Man, dar nu știu, mi-ar plăcea să fiu și altceva. Tom și Jerry, mă. Da, un super erou, să joc în Game of Thrones, dar să fiu eu un personaj, dar eu nu să fiu... Cum, adică să fiu Jamie Lannister sau să fiu Tyrion Lannister sau să fiu Jon Snow. Să ai tu ceva. Să aloce mie un rol, nu știu, ceva dintr-o familie regală de acolo și să fiu șmecher cu sabie și să fac așa chestii. Mi-ar plăcea foarte mult. Și asta că dincolo de ce personaje ne-ar plăcea să facem și așa, eu am o mică obsesie legată de Wes Anderson și mi-ar plăcea foarte mult, adică zona aia de estetic, da. Și așa, și că îmi place foarte mult. Mie mi-ar plăcea un film de un Scorsese. La Tarantino, da, de și ce vorbim. Acolo e de... La 30 de ani? În CV, da. În CV, da, să fie acolo. Că da, am lucrat cu Tarantino, am lucrat cu Martin Scorsese. Woody Allen, da. Woody Allen. Băieții mei. Prieten, mă. Crispy Puiu. Aveți, nu, că ați jucat, nu, filme, seriale, spectacole, aveți, înainte de a intra pe set sau înainte de a intra în scenă, aveți un moment cu voi în care, nu știu, aveți vreun ritual, ceva, vă faceți cruci sau nu știu, vă vorbiți cu mama că vă ajută sau aveți ceva care vă ajută să fiți acolo? Da. Eu prefer să stau singur, să stau destul de izolat. Să n-ai contact cu oamenii înainte, da, de... Da, măcar 5 minute, nu știu. Dacă am 5 minute în care stau singur, simt că... Și te gândești mă gândesc la ce ar trebui să fac, până pot să intru din nou în contact cu oameni. Aha, dar să stabilești tu... Da, am nevoie de ceva, 5 minute în care stau eu cu mine ca să știu la ce să mă gândesc. Pregătirea așa... Nu știu exact ce fac în alea 5 minute, dar știu că stau singur 5 minute. Da, e de asta, dar nu de liniște, că asta ziceai că te gândești la ce trebuie să faci. Nu pot să fac nici asta, dacă am 10 minute înainte să stau singur, dacă îmi dau textul în cap sau dacă așa mă panichez, că nu era așa, stai, cum, ce, mi-au, deci pur și simplu, stau, eventual mă gândesc la situație, zic, bă, e povestea acestui om,
hai să... Da, să mă încetinesc, să mă încetinesc puțin mintea, că înainte, aulă, că trebuie să fac așa, trebuie să ajung acolo, trebuie să fac și asta, trebuie să mă ridic de pe scaun, să mut o lampă, pe urmă să mă cert cu ăla, am primit și indicația aia, n-aș vrea să te gândești prea mult. Da. Trebuie să, glumesc, să-ți eliberezi mintea, că... Bine, singur, la unul oameni funcționează fix singur, să fie, să intre cât mai mult. Să vorbească cât mai mult, să interacționezi cât mai mult cu partenerii din scena respectivă sau nu știu. Și tot legat pentru, legat pentru, care, pe care, ați dat mai înainte un sfat pentru, legat de repertoriu, pentru viitorii candidați la admitere, dar un sfat mai general pentru admitere, pentru meserie, în general. Pentru, da, pentru meserie, da, uite, mai bine spus. Mm. Un sfat, da, al vostru să fie, adică, na, că ați trecut deja prin anumite experiențe și cumva v-ați dat seama măcar de un lucru în meseria asta. Mm. Și poate aveți, na, un sfat de dat mai departe, cumva. Dacă aveți, dacă aveți, poate nu aveți. Nu știu, cred că cel mai important este să ai încredere în tine. Să crezi că poți să faci lucrurile ăla, că mi se pare că pe urmă... Cred că ăsta e primul gând pe care trebuie să ai. Să ai încredere în tine, spui, pot să fac asta. Dacă pornești cu mentalitatea asta, da, pe urmă știi ce trebuie să faci. Deci mindset și da, automat. Îmi iau cartea asta să o citesc ca să, nu știu, îmi iau Munca actorului cu sine însuși, citesc primele 5 capitole și mai înțeleg niște chestii. Adică deja ți-ai dat drumul la motor și pornești pe alte rămurele, nu știu, alte rămurele fiind să-ți iei timp, să te documentezi, să vezi filme, să citești piese, să... Dar nu știu, cred că principalul sfat este să ai încredere, să spui, pot să fac asta, o să fac asta, să-ți dai boost, nu știu. Da. Eu cred că o să zic din ce mi s-a întâmplat mie și ce mi-am dat seama că am greșit eu, așa, că, uite, de... Chestia asta de încredere, că poți să faci, hai, fă, știi, dar că asta la un moment dat poate să ducă, la mine s-a întâmplat, într-o încrâncenare de asta din dorință de a demonstra că poți. Adică una e să zici că poți să fac asta și alta e să zici, bă, fii atent că eu trebuie să demonstrez că pot să fac asta. Un fel de egoism cu... Se duce, da, poate și în egoism. Și e, după aia nu... Nu mai faci pentru tine. După aia asta că nu o faci pentru tine. Nu e din interior. O meserie de grup. Tot ce se întâmplă, lucruri foarte mult, e cu tine, așa e, dar produsul final e al grupului. Și, nu, adică, normal, e foarte benefic să ai încredere în tine, dar că am avut la un moment dat o încrâncenare de asta, băi, deci trebuie să demonstrez că pot să fac asta și nu, deci... Era un blocaj. Da. Da, adică se întâmplă foarte des, pentru că chestia asta, să nu te sprijine prietenii tăi sau familia ta, că mulți spun că... Să nu te sprijine? Da, că spun prieteni sau chiar familie că, mă, că de ce te faci tu actor, că nu o să mor de foame. Da. Și de-aia mi se pare că cel mai important e să pornească de la tine încrederea asta. Da. E adevărat că dacă te sprijine și prietenii și familia, cu atât mai bine. Cu atât mai bine, dar cel mai important e să vină de la tine, să știi tu sigur că... Decizia asta e a ta până la urmă. Da. Da. Ne apropiem de final, dar înainte de final, ca să ieșim din zona asta, povestiți o întâmplare amuzantă, nu știu, pe care ați auzit-o sau s-a întâmplat. Legat de ce am vorbit? Sau legat de orice, legat de orice. A, de orice? Orice, wow. Da. Întâmplare. Momentul ăsta când te pune cea să zici asta și... Blanc. Zi o poezie. Ești actor, zi-o poezie. Fă-mă să râd. Dar exact asta am făcut eu acum. Ia fă-mă să râd. Nu știu. Când eram mic, când aveam 2 ani și încă mai aveam Pampers, noaptea făceam pipi pe mine, dar făceam intenționat, mă incomoda Pampersul, îl dădeam jos și îl făceam la sou și l-aruncam în colțul camerei. Făceam asta, mă vorbesc eu, făceam chestia asta.
un copil mic să vezi. Eram noaptea, ziceam, a, îmi vine pipi, ia, fac pipi, se umplea pampersul acolo, mă simțeam incomod că până nu puteam să dorm cu pampersul pe mine. Dădeam jos pantalonașii, îmi dădeau jos pampersul și făceam la sou și aruncam. Și dacă făceai treaba mare, tot așa? La sou? Da, după urmă ia nașpa, că mă aveam să puțin la fund și pun pe aceea pantaloni. Îți lăsam și pe pantaloni și se supăra maică mea îngrozită. Poftă bună dacă mâncați. Să nu mâncați la acest podcast. Post-cad. Dar aruncam pampersul când eram mic. Mamă, eu n-am amintiri de astea cu pampersul, ceva. Nu, nici eu. Nu mi-aduc aminte nimic. Poate nu aveam. Eu când, tot așa, când eram mai mic, dar un pic mai mare. Eram mai mic, dar puțin mai mare. Nu puteam, uitați-vă la mine, nu puteam să mănânc tot. Niciodată nu puteam să mănânc tot. Și mergeam la mine în cameră cu mâncarea. Și când aveam piftele, șnițele, chestii de genul ăsta, pâine cu gem, puneam în dulap, ca să, că maica mea voia să mănânc tot. Și ascundeam acolo. A zis că lasă, că nu se prinde mama. Și, dar nu pâine cu gem, chestii de genul ăsta. Și puneam, aveam un dulap jos și ăla era cu pături, cu cerșafuri, cu așternuturi de pat. Și puneam acolo sau pe după pat aruncam. Aruncam pe după pat că era împins în două colțuri, da. Și, da, mai ajungeam acasă după o săptămână și, băi, miroase ceva ciudat. Și mă uitam, era ceva verde așa după parte. Și vorbeam cu tine, sau unde... sau vrea să schimbe maică-mea așternuturile, scoteam, încercea și... Scotea gemul, vedea chifteruță. Da, și, da, era nasol. Da, nu știu, mi se pare amuzant, da. Da. Bă, da, cam asta. A fost, nu știu, ne vedem data viitoare. Nu, nu, nu cu voi, gata, cu alții. Cu alții, da, cu alții. Salut! Pupi! Pa! Pa! Primul nostru podcast.